Decizie definitivă în scandalul bătăii dintre Mirel Palada și Mihai Goțiu. Palada a fost condamnat la 6 luni de închisoare cu suspendare după ce l-a agresat pe fostul vicepreședinte al Senatului în platoul B1 TV. Incidentul a avut loc în 2017, într-o pauză publicitară. Mirel Palada a sărit să-l bată pe Mihai Goțiu, nemulțumit de opiniile acestuia. Fostul purtător de cuvânt al guvernului Ponta este acum bun de plată după ce și-a făcut dreptate cu pumnii. Palada i-a plătit daunele lui Goțiu și a primit o condamnare cu suspendare. În prima instanță, în decembrie anul trecut, Mirel Palada a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei, la plata unor daune morale în valoare de 5.000 de euro și a cheltuielilor de judecată. În urma apelului, în luna mai a acestui an, condamnarea penală a lui Palada a fost redusă la 6 luni, dar tot penal rămâne. În fine, în urmă cu 2 săptămâni, pe 1 septembrie, Mirel Palada a achitat și daunele morale în lei la cursul BNR și cheltuielile de judecată, a scris Goțiu pe pagina sa de Facebook. Politicianul s-a întrebat de ce a durat atât pentru ca justiția să dea această decizie. De ce a fost nevoie să treacă atâta timp pentru a finaliza un proces de loviri în care existau înregistrări video și martori, mi-e greu să înțeleg. Mai avem multe lucruri de schimbat și îmbunătățit în țara asta, până una alta și până la reabilitare de-l întâlniți pe Mirel Palada prin vreun studio de televiziune ori pe stradă, să știți că e penal cu patalama, a mai spus Goțiu.